Mă bucur că suntem foarte groși și începem chiar la timp și mulțumesc că ați venit. Eu mă numesc Daniel Meze. Am plăcerea să vin în Timișoara datorită prietenei Laura, care a avut o influență foarte bună. N-am avut nicio influență. L-am întrebat dacă a fost conferit în Timișoara și zis că nu, dar vin. De ce a fost toate chestiile? Deci, în rest, degeaba dă vina pe mine. Da. Deci, dacă nu eram Laura, eu nu eram acum aici. De aceea mulțumim foarte mult. Eu, împreună cu mai mulți prieteni, studiem foarte multe lucruri de dezvoltare personală. Acum știu că sună ca și un clișeu, autocunoaștere și dezvoltare personală, dar după o experiență de viață încă așa lungă, având 34 de ani, anul ăsta, am ajuns la anumite concluzii. Bineînțeles, una sunt eu din 2007, alta sunt, altul sunt eu din 2009, 2011, 2015, 2016. Dar pentru mine și pentru încă câțiva prieteni din țară, tot studiul acesta, pentru că am început și eu cu yoga, cu reiki, cu pranadi, cu budism, cu hinduism, cu tot ce înseamnă creștinism gnostic și atât am citit, începând, bineînțeles, din religia clasică. A fost dus de mânuță de tata și de bunica la biserică sau la adunare. Și am citit Biblia de mic și tot îmi puneam întrebări, ok, cine sunt eu, care-i scopul în viața asta, există un Dumnezeu, ce vrea de la mine, cum pot să mă relaționez eu la El și cum putem noi să fim mai fericiți. Nu că despre asta e vorba, să fim mai fericiți, să avem relații mai bune unii cu alții, adică să ne simțim unul pe altul, să nu există așa multe conflicte între noi și tot studiind eu și aprofundând mai multe lucruri, m-au marcat trei lucruri. Taekwondo, care am făcut din clasa 9 până în clasa 12, care m-a mobilat mult din punct de vedere psihic, ca și forță interioară. Yoga, am făcut la mult celebra și controversată școală MISA, 3 ani de zile, după care am luat-o pe cont propriu și te dau pe cont propriu. Dar ce m-a marcat pe mine cel mai mult referitor la natura umană și cum funcționăm noi ca și oameni, este Kabbala. O înțelepciune veche și atât de mult m-a motivat. Eu am început să studiez în 2011, încât din 2015 am făcut și o editură împreună cu prietenii noștri, care se numește editura Ari. În ebraică, Ari înseamnă leu. Și este și un cabalist, Itzhak Luria, care se numea Sfântul Ari Hakadoș. Da, și tu ești leu, zodia leului? Am misiune de leu. Misiune de leu? Foarte tare. Și ea la fel, ea am spus la fel. Și am construit acronimul ăsta. Tot ce înseamnă leu, Ariel înseamnă leu lui Dumnezeu, Daniel înseamnă judecătorul lui Dumnezeu, Micael, toate e denumirea și el. Particula el tot timpul, să știți că e vine din ebraică. Micael, Gabriel, Rafael, Ariel, toate astea sunt nume ebraice. El vine de la particula el, Elohim. Eli, Eli, Lama, Sabastani, Tani, cum zice Iisus pe cruce. Eli vine de la Elohim, mă rog, o denumire a lui Dumnezeu. Mă rog, e mai complicat să explicăm, dar să intrăm la un dat în detalii. Atunci am făcut editura Ari, având cărțile astea minunate, că noi studiem cu mulți din Israel, din Rusia, din Franța, din Germania și fiecare au tradus cărțile cabalistului Michael Lightman, cu care noi studiem, le-au tradus în limba lor. Noi le aveam traduse, dar nu erau tipărite. Atunci am făcut o editură. Anul acesta am reușit, într-un final, să facem și o asociație, Asociația Ari, un ONG. Din care ce am spus noi? Noi facem conferințe, prezentăm de carte, vorbim cu oameni, cursuri online, dar oamenii se împart în două mari categorii. Oameni care au dorință de spiritualitate, indiferent cum au denumit-o. Că merg la biserică, că se roagă, că meditează, că fac yoga, că au o aspirație. Sau în anumite clipe din viață, când simt depresie, simt tristețe, simt dezamăgiți, au suferință, își pun întrebări existențiale, pe care și le urmează mai mult sau mai puțin. Adică urmează un curs, se apleacă înspre o carte, văd un film. Atunci, sunt două mari categorii de oameni. Oameni care facem un cer mare, asta e toată lumea, cu 7 miliarde de oameni. Oameni care își pun toate aceste întrebări existențiale și care de obicei sunt cam între 5-10% din populația globului și o mare masă de alți oameni. Treaba bine că făceam așa, ca și o piramidă, vârful piramidei, sunt oameni care își pun întrebări legate de spiritualitate. Sau
Își dau seama că realitatea asta în care stăm noi acum e constrângătoare pentru ei. Că vreau altceva. Oamenii ăștia mulți de aici care nu-și pun problemele astea, care e baza piramidei lui Maslow. Food, sex, family, nevoie de bază, să fie bine, schimb telefonul cu unul nou, schimb mașina, vila mai frumoasă, mâncarea mai, nu mai gătesc acasă, mergi la restaurant. Ei se umplu cu aceste dorințe materialiste, fizice, care sunt ok. Nimic de condamnat în ele, trebuie să le urmăm. Bineînțeles să nu le urmăm așa mult încât să acumulăm așa mult încât să ne vină codul penal să spună vezi că ai furat și trebuie să mergi la pușcărie. Dar niciodată cabana nu va spune să fii sărac, să nu mănânci, să ții post sau să lucrezi cumva cu dorințele astea materialiste. Noi trebuie să lucrăm cu o dorință care se naște în noi. Ne, ok. Văd realitatea asta, sunt aici, văd alți oameni în jurul meu. Și aici intervin foarte multe probleme și asperități. În relațiile dintre noi. Și avem celebra sintagmă creștină și care transcede toate religiile, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și oamenii ăștia simt în ei un gol, ca și un punct negru aici. Și numai ca să îngemănăm lucrurile, să mai introduc câte o carte, avem o carte, Punctul din inimă. Punctul din inimă, în limbajul cabalei, este exact acea dorință care se naște omul la un moment dat, care spune, ok, care e scopul vieții, de ce trăiesc, de ce oricât aș vrea eu să-mi iubesc soția cu tot sufletul meu și cu tot dragostea mea, mă, parcă cumva nu iese. De ce mă cer cu șeful la job? De ce nu-mi dă mărire de salariu? De ce nu am multe trebuințe și nevoi care să-mi le îndeplinească? Și eu intru în conflict cu acel. Și atunci, oamenii ăștia stau să gândesc de ce nu-mi iese. Ceilalți oameni ce fac? Alcool, găsesc o scăpare prin alcool, prin droguri, prin abuz alimentar, da, am o problemă emoțională, lada de bere, noi băieții știm, da? Fetele, nu știu, ciocolată, tort de înghețată, și așa mai departe. Deci ne gratificăm prin mâncare, nu chipsurile, berea, dar foamea aia tot există, nemulțumirea aia noi tot există. Adică ceva simțim că ne lipsește, ceva nu e ok în realitatea asta, ok, ne-am dezvoltat, ne dezvoltăm din ce în ce mai mult și omul este construit în felul următor. Eu pot intra mult în discuții despre cabala, dar nu ăsta e scopul întâlnirii noastre. Pentru că dacă noi înțelegem câteva mecanisme prin care noi funcționăm ca și oameni, eu zic că suntem mult mai câștigați. Și poate o să facem și un cerc la final, suntem un pic cam mult, se spune că de obicei într-un cerc, dacă pui 10 persoane, e perfect, că atunci e nici prea mult și nici mai puțin, dar poate facem două cercuri, vedem. Dar noi dacă înțelegem niște mecanisme cum funcționează natura umană, atunci mă refer la relațiile dintre oameni. Apropo, noi pe lângă editură, ONG, am făcut și o firmă, Centru Arii, cu care vrem să dezvoltăm tot ce înseamnă și materie de business lucrul ăsta. Adică, hai să luăm 100 de angajați unei firme și să-i conectăm. Să-i punem, să le explicăm niște lucruri teoretice, cum o să încerc să le explic acum foarte sumar, și să-i conștientizăm de care e natura noastră, ce nu ne lasă pe noi să interacționăm bine unul cu altul și unde apar conflictele între noi. Pentru că toate problemele pe care le avem, dar absolut toate, vin în relațiile dintre noi. Nu există o singură problemă pe care noi să avem, care să nu găsim cu cine jucăm, de fapt, ping-pong. Și noi dăm ceva și primim ceva, dăm ceva și indienii și astea ce spun karma, relațiile de cauze și efect care le facem între noi. Și atunci, băieții ăștia deștepți care se numesc cabaliști, studiind natura umană, au spus în felul următor. Omul este ca și un vas. Un vas mare. Și ei spun voință de a primi. O de a se satisface. De a se umple. Practic, eu acum am o dorință de a transmite ceva către dumneavoastră. Dumneavoastră ați venit aici, că aveți o dorință să presupune că auziți ceva inteligent și bun care să mergeți mai câștigați de aici. Dar noi dacă analizăm cam tot ceea ce facem, am o dorință să mănânc. Am o dorință de onoare, ca oamenii să mă respecte, să fiu aplaudat, să mi se facă statuie după moarte și așa mai departe. Dar ce ne mână pe noi în luptă, în tot ceea ce facem, este dorința. Cum putem noi să ne satisfacem pe noi? Mai mult, dacă stăm să analizăm, noi cam folosim ce în jurul nostru,
extrage mineralele din sol, petrolul, cărbunele, cam defrișăm cam mult și ne încălzim și facem mobilă și exportăm cresteaua și când se îmbogățesc foarte mult cu chestia asta, celălalt suferă. Exploatăm ce în jurul nostru, vânăm animalele, luăm blana, le mâncăm, dar nu e lucru rău ăsta. Dar cum funcționăm noi? Pe baza umplerii unei dorințe. Noi vrem să fim umpluți. Problema e că oricât am vrea noi să fim umpluți, parcă nu ne iese. Pentru că îmi iau ultimul model de telefon, sunt satisfăcut cu el o lună, două, zicem, pe care mai vine un, număr de, mai vine un model care are altă chestie mai mișto și parcă să mai așa, trebuie să le iau cu următor. Și practic, și în societatea în care trăim, noi ca oameni suntem focalizați să luăm, da? Dăm. Și ce vrem cel mai mult? Vrem dragoste, vrem afecțiune. Vrem ca cel de lângă noi să ne umple, să ne dea. Acum, cum să spun, femeile au mai instinctuală chestia asta ca și bărbați. Bărbații de obicei, ok, lasă-mă, eu merg de fotbal, ies la bere cu băieții. Bărbații sunt mai altfel construiți. Femeile în sine sunt vasul, sunt reprezentarea vasului și a dorinței cea mai pregnantă. Și dacă și vă gândiți fiziologic cum suntem noi construiți, femeia trebuie să fie umplută. Bărbații nu prea înțelegem mecanismul ăsta, ne sperie. Că zicem, ok, nici eu n-am, i-am cere să-i dau, de ce nu-mi dăia mie afecțiune? Și atunci, toată lumea vrea să fie umplut, dar nu-i nimeni care dă. Pentru că toată viața asta, toată natura e împărțită în două. Plus, minus, yin, yang, ha, ta, noapte, zi, cer, pământ, bărbat, femeie, tot e împărțit în două. Și astea două trebuie să se complementeze cumva. Și atunci, astea două principii, voință, de a dărui, săgeata, și voință de a primi, ele cumva trebuie să conlucreze. Și aici avem că să vă dau și un mic indiciu cum să decodificăm tot ce scrie, de exemplu, în Biblie. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dar cabaliștii acum 2000 de ani sau 3000 de ani n-au putut spune așa. Au spus cerul și pământul. Sau, cabaliștii au spus, la un moment dat, era un popor prizonier în Egipt, trebuia să scape din Egipt, din robie. Care e robia în care noi stăm? Egiptul, Babilonul, prizoneratul nostru mental în care stăm și vrem ca tot ce în jurul nostru să ne satisfacă pe noi. Și atunci, toate scrierile cabaliste, Biblia, Vechiul Testament, Noul Testament, multe altele, dar la Sula, mă rog, sunt mulți cabaliști care sunt, tot poate să fie decodificat între aceste două forțe. Voința de a dărui, altfel spus, cum spune Cabala, creatorul, voința de a primi, creația. Și atunci, cabaliștii stând și analizând, domnule, noi suntem vas de primire, tot timpul primim, primim, vrem să primim, vrem să ne satisfacem. Intrăm în conflict unii cu alții. Pentru că nimeni nu se trezește și zică, ok, eu vreau să-ți dăruiesc ție, să-ți dăruiesc. Deci să fie cineva care se umple. Bine, noi facem gesturi din astea. Și aici este marea capcană și marele prizonerat mental în care stăm, pentru că noi avem impresia că îi dăruim. Și că chiar îl ajutăm pe celălalt. Și dau o floare, Lorina, da? Și în spatele florii ce? Cum? Care se gândește că ea va aprecia gestul, poate eu o să o duc pe ea unde vreau să o duc. În mintea. Și atunci, dacă noi suntem conștienți de chestia asta, este extraordinar că spui chestia asta, că mulți stau în paradigma asta, dar eu fac, eu sunt bun, eu mă rog, eu fac fapte bune, eu dau la cerșetori, eu fac acte de caritate, fac acte de voluntarism. Eu iubesc copilul meu. Și partea aia, importantă, e meu. Din copilul meu.
Soldatul moare pentru țara lui. E a lui. Și moare pentru țara în care el investește în ea. Bine, l-a spălat pe creier. Armata, așa, 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 așa. Ca și cum spală pe creier pe ăla care se sare cu bomba și îl omoară pe toți din jur. Dar problema, cel care se sinucide, face un calcul și spune, este mai în câștig să mă sinucid și să întrerup existența mea, decât să stau să sufăr. E un calcul de câștig. El o face pentru că, virgulă, câștigă, pentru că dorința de a primi atributul creaturii a noastră, să zicem așa, deși creatura are mai multe strade, toate vorbim, spune, atributul creaturii spune, cel mai mic efort cu cea mai mare șansă de câștig. Să depune formind, dacă s-ar putea să stau și totul să-mi cadă, să-mi vină. Nu depune mare efort. Asta e natura din care noi suntem construiți. Acum, natura asta care noi suntem construiți, nu putem schimba în esența ei. Că mulți spun, ok, mă duc pe vârf de munte, eu cu Dumnezeu, și meditez și găsesc pacea și liniștea și nu vreau să-i văd pe ăștia în jurul meu, oamenii sunt o problemă, eu cu Dumnezeu. Și eu iubesc pe Dumnezeu și Dumnezeu mă iubește pe mine, oamenii nu mă înțeleg și oamenii așa. Dar cum te verifici tu dacă iubești pe Dumnezeu? Sau Dumnezeu te iubește pe tine? Asta e ca și în bancul ăla, dacă vorbești Dumnezeu, e ok, e rugăciune, dacă îți răspunde și Dumnezeu, nu e ok. Acolo e o problemă, e schizofrenie. Dar se zice că noi nu putem vedea pe Dumnezeu. E ca și cum Dumnezeu e esență, o forță. O forță care ne-a creat. În schimb, Dumnezeu ne-a dat oamenii jurul nostru. Trebuie să exersăm, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Deci cum eu pot să ies din dorința mea de a primi și să zic, lângă mine mai este un vas de primire. Gândiți-vă că creatura în sine e un vas. Deci ce a creat Dumnezeu? A creat un vas de primire, o dorință de primire. Și acest vas, da? Avem pe aici un vas? Mă rog. Avem aici, să zicem așa? A, așa. Și avem un vas. Ne-am împărtășit. Și acest vas imens era plin cu apă. Sau cu lumină. Sau cu... Ce cum spune asta? Sau cu... E vină asta? Da. Ah, da, aia mi-ai zis. Sau cu... Nu vă luați de cuvinte. Mergeți dincolo de sensul lor. Vasul e plin de lumină. Nu asta, ci... Plin de apă. Plin de iubire sau altruism. Sau dăruire. Și vasul ăsta, la un moment dat, nu vreau să-l spargă acum, dar s-a spart. În 7 miliarde de bucățele. Și noi fiecare suntem un ciop din vasul ăsta inițial. Vasul inițial cuprindea toată dragostea, iubirea Creatorului care ne-a dat un om. Doar aici e complicat un pic că, la un moment dat, legile spun, știi, Dumnezeu e Dumnezeu și mai este unul care e diavolul. Și tot ceea ce nu e ok în viață, e cu diavolul. Ceea ce e ok, e cu Dumnezeu. Cavaliștii ne spun că e o mare sintagmă, că nu este nimeni afară de El. El face tot. E o singură forță, noi vedem ori fața ei, care e Creatorul, ori vedem spatele ei, care e Faraonul. E ca și cum, mulțumim pentru materialul din tatăl. E ca și cum, da, s-ar vrea o idee la altă, hai să terminăm cu asta, cu vasul. E un vas mare care s-a creat, se numește Adam, în limbaj cavalistic, sau Adam Harishon, primul Adam, care s-a spart în 7 miliarde de bucățele și el continuă să se sfărințeze. Practic, egoismul ăsta inițial, pentru că alt cuvânt a voinței de a primi, este egoismul. Capacitatea de a mă satisface. S-a spart în 7 miliarde de bucățele ca el să fie corectat, egoismul să fie corectat în ce? În altruism, în dăruire, în iubire de aproape, să fie corectat mai ușor decât noi. Dar noi nu prea știm despre ce e vorba, că unul la mână. Nu suntem conștienți de egoismul nostru. Că noi zicem, ok, eu nu fac nimic rău. Celălalt e de vină. El trebuie să se schimbe. Eu, la mine e ok. Adică, eu fac aia și noi ne justificăm pe noi. Și atunci noi tot timpul avem impresia că celălalt trebuie să se schimbe. Ba mai mult, ce facem noi? Mă rog lui Dumnezeu, țin post, fac asane, meditație, ca El să se schimbe, să-mi dea mie altceva. Practic ce facem? Noi zicem, ok, fac aia. Ai văzut, da? Meditație, asale, post, am zis la biserică, așa, așa. Ca și cum noi am încercat să mituim forța superioară să nu ne mai dea suferință, ci să ne dea
bucurie. Să simțim plăcere, să nu simțim că suferim, să nu avem fripe de depresie. Atunci noi încercăm orice să se schimbe, numai noi să nu ne schimbăm. Și atunci vreau să spun că dacă noi nu încercăm să ne schimbăm, să ieșim din noi, și unde o să putem ieși? Că nu o să facem călătorii astrale, nici levitație, nici călătorii în alte vieți, nici... Nu, într-un singur lucru putem ieși. În ce? Pe lângă noi. Acum, nu toți cei 7 miliarde, că Dumnezeu ne-a pus într-o familie, cu un soț sau o soție lângă, cu niște prieteni apropiați lângă. Aia sunt grupul cu care noi putem lucra. Și noi suntem plantați, așa, ca și cum e plantată această sămânță, sau acest punct din inimă, care apropo se numește Israel. Și hai să decodificăm puțin lucrurile. Că e foarte... Și dacă decodificăm puțin asta, aveți un peisaj cum să pătrundeți în textul Bibliei. Care textul Bibliei e la un nivel, dar poate fi pătruns la un nivel mai adânc. Ce spune că... Hai să fac un alt paragină. Poporul Israel la rob în Egipt. Faci tu așa un cer. Și avem Israel. Și în Biblie scrie 70 de națiuni. Moabiți, filisteni, egipteni, mă rog, mulți care se bat cu poporul Israel. Și noi credem acolo că e un război. E un război. Și decodificarea este că aici avem dorința de spiritualitate din om. Dorința care zice, vezi că trebuie să fie un scop mai înalt al vieții astea. Vezi că în ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplă, trebuie să înveți ceva din fiecare. Din suferință, din necaz, din faptul că, nu știu, se întâmplă ceva nenorocit în viața ta. Trebuie să înveți ceva și trebuie să evoluezi. Vezi că poate există o forță, poate nu există o forță, ce Dumnezeu ăsta, nu știu, nu înțeleg, de ce nu îmi dă bine. Toate frământările astea, cadrul astea sunt dorința de spiritualitate, de evoluție. Asta se numesc Israel. Celelalte dorințe sunt națiunile. Asta e dorința de mâncare, sex, confort, onoare, putere, manipulare. Toate celelalte dorințe materialiste, să fac o vilă, să... care nu sunt nimic în regulă, în neregulă cu ele. Dar sunt dorințe animalice. Animalul vrea să mănânce, mănâncă iarbă, noi trebuie să mâncăm icre negre, glotton bleu, vită Kobe. Deci expandăm dorința de mâncare. Nu? Da, așa nu-i făcut ușor. Și animalul vrea un bârloc și un culcuș, noi vrem vilă cu piscină. Expandăm dorința materialistă la maximul ei. Și nu vrea să conducă haita, noi vrem să fim politicieni, să producem țara, să-i manipulăm pe toți, să le luăm bani, să-i furăm, să-i ieșim conturi străine, foarte, să producem unii dintre ei. Deci dorințele astea materialiste sunt ok, dar sunt dorințe animalice care eroi nu ne duc undeva. Adică ne duc, dacă eu sunt vegetarian și am hrană bună și sănătoasă, mă duce corpul ăsta 100 de ani. Nu fac infarct la 50 de ani sau nu mor de cancer la 60 de ani. Că mănânc proteine animale multă sau mă rog. Dar dorința astea materialiste, care se numesc națiuni, nations, în limbajul Bibliei, nu ne scot din lumea asta. Lumea asta însemnând voința de a primi. Lumea viitoare este voința de a dărui. Lumea asta este Pământul, lumea viitoare e Cerul. Ce e Cerul? E voința de a dărui. Și atunci tot misticismul, toate chestiile astea că trebuie să zbor în altă realitate, să levitez. Pentru că anumiți oameni au citit cărțile biblice sau textele de Cabala și l-au interpretat cum au știut ei. Și au spus, ok, acum chiar trebuie să fac o călătorie în altă lume, astrală sau undeva. E o metaforă, pentru că când, tot timpul când veți vedea lumea asta, voința de a dărui, unde eu sunt prizonier, este Egiptul. Lumea viitoare în care vă poftesc să intrăm împreună, că apropo, numai împreună putem intra, nu putem intra singur. Că dacă am intrat singur ar fi egoism. Putem intra împreună, lumea viitoare este altruism, dăruire. Noi nu prea știm cum să o definim asta. Adică mai repede am putea defini albul ăsta pe care noi scriem. Lumea asta, sau Pământul, lumea viitoare. Lumea asta, sau prizonieratul nostru mental, mitul peștelui lui Platon, deci toți au mitul ăsta, că noi undeva suntem Matrix, filmul Matrix, suntem prizonieri undeva într-o realitate, dar noi nu ne vedem nici cătușele și nici gratiile. Sunt mentale, deci eu nu pot să... Eu văd, Sartre spune foarte tare, infernul este celălalt. Atât timp cât există altcineva în afară de mine, el mă limitează. Și atunci,
Noi când cucerim, ieșim din noi și ne recuperăm sufletul și refacem cana inițială, pentru că, știți cum e asta, mai iau puțin materialul de acolo. Noi suntem un cioc din cana asta. Un cioc nu poate să țină măcar niciun picur din apa inițială, din lumina inițială, din dăruire inițială. Singurul mod de a recepta un picur e ca două cioburi să se unească. Și atunci în ele picură un picur. Picurul acela este senzația Creatorului, senzația iubirii și altruismului, care este nu că o iubesc că mă satisface, o iubesc pentru că îmi dă, o iubesc că ne simțim bine împreună. Atunci toată lumea stă. Testați în când trebuie să iubesc, când n-am motiv să iubesc, când îmi face nervi, când nu o înțeleg, când... Dar de ce să iubesc? Să iubesc fără motiv. Că de moment ce am motiv, iubesc din cauza motivului care este al meu, cu personal. Atunci, cabaliștii au dezvoltat această metodă, ea se numește cabala, prin care noi să ieșim din prizonieratul ăsta în care stăm și asta e dezvoltarea personală. Asta este aurul care trebuie să îl facem din plumb. Asta este, nu știu, paradisul, ăsta e raiul, asta e nirvana, asta e învierea morților, apropo, noi suntem morți. Suntem morți în Egipt, deci mă uit la oameni și văd cum merg setați, dimineața, fac același lucru, suntem ca și roboței. E ok, trebuie să facem asta, trebuie să mergem la lucru, trebuie să facem bani, trebuie să țin familia, trebuie să facem tot. Dar undeva trebuie să depășim stadiul ăsta. Pentru că cabaliștii ne spun în felul următor. Mă vorbesc prea mult. Și interacționat. Bine să ne simțim unii pe alții. Că așa eu vorbesc, eu nu știu exact unde ajunge, ce ajunge, da? Eu zic că trebuie să transmit un sentiment. Dacă eu reușesc să transmit un sentiment, e perfect. Și dacă sentimentul ăsta vă pune să cercetați ceva, este super. Cabaliștii ne spun că, la un moment dat, natura asta a dezvoltat un nivel. El se numește nivelul mineral. Acum 7 miliarde. Un nivel inanimat sau mineral. Steel level în engleză. Ăsta are o voință de a primi foarte redusă. Adică pui o piatră, ia asta acolo, nu se mișcă. Singura forță care o are de a primi e gravitația. Și asta, prin asta, nivelul mineral spune vreau să primesc. Da? Vreau să... Din nivelul mineral pe nivelul vegetal. Nivelul vegetal deja își extrage din sol nutrienții, deja face un efort. Și viața, bineînțeles, continuă și dezvoltă nivelul animal. Și aici avem foarte multe animale care deja ele se mișcă. Și caută hrana, se mișcă. E un alt nivel de dezvoltare a vieții mult mai mare. Din nivelul ăsta animal, sunt foarte multe încercări prin care merge natura și zice Homo erectus, Homo de Neandertal, Australopithecus, Homo... Mă rog, sunt foarte mulți. Undeva în urmă cu 300.000 de ani, vine Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Noi. Care suntem corona creației, suntem vârful în dezvoltarea noastră. Și care și spun, ok, ce urmează de aici? Și îi spun că urmează încă un nivel care noi trebuie să facem conștient. Aici e evoluție inconștientă. Și piatra niciodată nu a zis, hai cumva să ies să mă transform în vegetal. Vegetalul iar în animal. Animalul în Homo sapiens sapiens. Pentru că avem descoperiri arheologice, nu putem să zicem că noi evrei sunt în anul 5777. Acum ei nu iau că chiar în urmă cu 5777 s-au făcut lumea. Evidențele arheologice sunt clare. Și cabaliștii spun că aici urmează un nou nivel care se numește Creator. Unde timpul, spațiul, distanța dintre noi nu există. Poftiți, poftiți. Și unde noi toți, la nivelul ăsta, de creator suntem un. Și deja aici foarte multe alte, cum să zic, căi spiritualitate vorbește pe același lucru. Și fizica cuantică vorbește că aici, la nivel de subparticule atomice, ei, la CERN în Geneva, învârtesc prin acceleratorul de la CERN particule și le ciocnesc să le sferințeze în cât mai mici bucățele. Să vadă, ok, materia asta, din ce e făcută ea. Și ei văd că anumite particule
nu știu dacă sunt unde sau sunt particule. Și dacă determină locația, nu le determină masa. Și o particulă apare într-un loc și ce observă e foarte interesant. Observația influențează experimentul. Și spun, hopa, noi nu mai avem parte de un experiment, de fapt aici. Obiectiv. Nu mai e știință. Știința spune, ok, nu știu, cabaliștii spun, noi nu trebuie să ne uităm în afară, trebuie să ne uităm înăuntru. Trebuie să analizăm natura umană, cum funcționează ea și cum noi putem să o facem să evolueze la următorul nivel. Dar ideea e că trebuie să evolueze conștient. Pentru că natura ne împinge de la spate. Și ce ne împinge natura să facem? Ce ne împinge Facebook-ul să facem? Ce ne împinge comunicația să facem? Ce ne împinge chiar și politicul, economicul, să ne unim? Pentru că conexiunea mineralului a dat vegetalul, conexiunea vegetalului a dat animalul și tot așa. Și atunci, cabala e știința care zice, ok, avem niște oameni, 7 miliarde, din ei 7 miliarde, nu știu, 1%, 5% se trezesc. Și spun, își pun probleme existențiale dincolo de problemele bazice ale piramidei Maslow. Și îi spun în felul următor. De piramida, bă, hai să rămânem la asta. Că voința asta de a primi trebuie cumva reformată. Adică noi avem o natură clară. Trebuie să primim. Și cumva noi trebuie să o transformăm în natura asta, la asta. Voința de a dărui. Și dăruind vei dobândi. Și atunci, trebuie să exersăm asta cu cineva. Și spun, iubește-ți aproapele ca pe tine. Adică, la nivelul acela de creator, fără timp, fără spațiu, care noi trebuie să-l construim între noi, asta nu mai ține de realitate, nu mai ține de corpul meu. Deci noi dacă atingem nivelul ăsta de creator sau nivelul de altruism, de iubire. Deci nu vă focalizați doar pe un termen, pentru că de multe ori noi ne focalizăm pe termen și nu mai vedem pădurea de copaci. Pentru că și după aia ne războim, nu de rai vorba, nu de nirvana. Nu că e Buddha și nu că e Krishna, nu că e Isus, nu că e Mahomet. Și nici ne și războim pe chestia asta. Și ne și omorâm și facem tam-tam și... ca și cum sunt niște copii. Așa, așa de... încă umanitatea este la un nivel foarte precar. Adică am omul în fața mea și în loc să zic, ok, avem grămadă de diferențe, hai să vedem cine unește. Atunci, noi trebuie să construim și noi cine noi? Acum, noi cine suntem aici? Că alte 2-300.000 de timișoreni, mă rog, hai să luăm altfel, altă mie de timișoreni care a văzut pe Facebook evenimentul, are alte dorințe de urmat. Au alte preocupări. Oamenii care își dau seama că ceva trebuie schimbat și că societatea nu funcționează sau nu progresăm și nu trece criza asta în care suntem, care de fapt e o criză morală a omului. Pentru că omul nu știe exact cum se rezolve, mai ales civilizația asta occidentală. Deci civilizația occidentală și Europa de vest, în bucurie facem și noi parte acolo, în Europa de vest, și suntem membru NATO și Marocană, Doamne ajută, că nu suntem nici Ucraina să fie sfărâmițată de Rusia și nu suntem nici Georgia, nici Republica Moldova, care unde sunt trupe rusești și mult bucăți din teritoriu, sub amenințarea armei. Nu suntem nici Corea de Nord, cu probleme de acolo. Și spațiul ăsta occidental îmbătrânește populația, nu mai face copii, își pierde credința religioasă. Spune, domnule, biserica, ce? Nu mă mai mișcă în interiorul meu. Clădirile rămân goale, biserici. Merg pe droguri, nu știu cum să-și mai satisfacă poftele, inclusiv cele sexuale, și încearcă cu de toți și de toate. Că asta e, nu mai știu. Și atunci e o criză morală în care stă. Și Europa în sine, care e leagul civilizației cu fratele nostru, Statul Unit al Americii, care e tot construcția noastră a europeilor, că nu s-a meridienii, păi au exterminat. Și au făcut o Statul Unit al Americii, care e construcția noastră a europeilor, maxim civilizației noastre, care se bazează pe trei piloni, filozofia greacă, dreptul roman și religia iudeo-creștină, că ne place, că ne place, cam asta e baza ce înseamnă top of the world. Am unul degeaba să-i războiesc acum pe Ierusalim, când Trump a recunoscut Ierusalimul ca și capitala Israelului. Și arabii spun, stai că Israelul e nostru. Noi creștinii iară spunem, stai că e nostru. Și noi uităm un pic că și creștinismul nostru și islamul vine tot din iudeism. Și dintr-o înțelepciune veche, așa spunem noi, care este cabala, care e dincolo de orice religie. Deci poți să fii ortodox, poți să fii ateu, poți să fii budist, poți să fii hindus, inclusiv ateu, mai sunt o întâmplare. Și să studiezi cabala și să vezi, să-ți cercetezi natura umană și să te simți.
Atunci cum construim noi nivelul ăsta de creator? Pur și simplu. Și noi, pe lângă tot ce înseamnă cabala, când am dat seama că cabala se adresează unui număr destul de restrâns din populație, care are dorință de spiritualitate, vrea să evolueze personal, am dezvoltat conceptul de educație integrală și avem 3 cărți de educație integrală, povestiri pentru copii, important fără violență, lupul nu mănâncă scufița roșie, zmeul nu se bate cu făt frumos, și limbaj like. Nu vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre altruism, dăruire relațională, empatie între copii, psihologia societății integrale, cum să construim o societate integrală, o carte bună de parenting, cum să ne educăm, cum să educăm copiii când merg fericiți, din burta mamei până devin maturi, și aici o broșură în care am sintetizat multe... Aici ar fi mult de discutat pe educație integrală și un concept în limbaj la ei care e... Dacă mâine aș fi ministru educației, credeți-mă, s-ar schimba din temelii tot ce este mult de educație. Și asta vă zic, vreau să ajung într-o zi. Da. Pentru că, la urmă, trebuie să folosim toate mecanismele care sunt în lumea asta. Și să fim pragmatici. Și mă bucur că sunt foarte mulți tineri aici, ca și mine. Și să spun în felul următor. Dom'le, democrația funcționează prin partide politice. Nu mai condamnați. Hai, condamnați-le, toate partidele politice. Dar mergeți la vot și votați un partid, oricare. Pentru că dacă nu avem partide politice și democrație, avem dictatură. Sau regim teocratic condus de un imam sau de un patriarh, care e regim religios. O să ne zică poate, nu știu, ca și ăștia, zic, să poarte burca sau cum zice. Deci nu avem altceva, n-a inventat civilizația umană decât democrația, care vinde prin partide politice. Punct. Vreți să schimbăm partidele politice? Hai să intrăm în partidele politice să le schimbăm. Toți care merg și fac protest, rezist, ori intră toți într-un partid politic, ori fac ei un nou partid, dar altă soluție nu există. Nu există. Iar dacă noi zicem că nu mergem la vot și blamăm, nu, ești tot fără joc între ei. Și nu au o problemă, ești împar puterea, ne conduc, noi suferim. Bun, deci trebuie să schimbăm cumva societatea. Și să ne schimbăm pe noi și lații dintre noi. Și ca băluși, ce spun în felul următor? Noi trebuie să învățăm. Psihologii vorbind, cum putem noi voința aia de a primi vasul să-l transformăm în lumină, în săgeată. Și spun în felul următor. Ne punem la o masă rotundă, unde fiecare om, 7, 8, 9, 10, fiecare om vine să pune la o masă rotundă. Suntem 10 oameni, să zicem, și avem o masă rotundă. Aici avem fiecare 10 părți de voință de a primi. Toată lumea vrea să primească ceva de la toți ceilalți. Și atunci noi încercăm să-l auzim pe fiecare și punem o întrebare. Deci, folosim un pretext. Asta pot eu și organizăm internet. Avem un pretext. Să zice, bun, putem avea și o problemă reală, atunci e mult mai greu. Hai să luăm o întrebare generală. Dom'le, ce înseamnă dăruirea pentru voi? Să zice. Și fiecare om pune răspunsul lui într-un coș comun. Ca și cum aici este un coș, ce va pune morcovul, pătrunjelul, cartofii, țelina și se face o supă bună. Din care fiecare se înfruptă. Și fiecare își pune partea lui. Și noi dacă ne-am educat pe noi, și de exemplu, asta poate să fie inclus într-o firmă, foarte mișto. Dacă avem 10 angajați, să zicem. Și fiecare normal care are problemele lui. Ăsta nu suportă pe ăsta. Ăsta zice că ăsta vine transpirat și nu face duș. Ăsta e prea morocănos dimineața și ceva nu se întâmplă bine cu el și nu-i convine de ăsta la. Deci toți au în fixul noastră. Nu există. Deci dacă iei doi oameni și pui lângă o altă două zile sau o zi, o jumătate de zi, tu vezi când te intri în ei. Dar de ce? Că noi suntem construiți, dar problema e că noi nu suntem conștienți de asta. Ce este mai conștient? Ce spune nouă creierul? Ăla nu s-o spra pe dinți, ăla nu place mântra lui, aia nu știu ce, aia așa. Noi criticăm tot timpul. Deci noi aruncăm tot timpul dincolo. Nu conștientizăm că de fapt ce ne place, de fapt e noi sămânța. E noi și noi externalizăm. Și atunci, dar din chestia asta, noi nu ieșim. Nu este rezolvare. Singura rezolvare spune, ok, cum pot eu să-l includ, de fapt, pe celălalt în mine? Și să includ, de fapt, ce nu-mi place. Acolo e, că nu-mi place, e mișto. Îmi place, ne simțim bine, luăm ce trebuie. Și atunci, primul lucru să ascultăm. Deci ne pune la o masă. Și am făcut un master de psihologie clinică, psihoterapie, consiliere. Și prima abilitate a consilierului e să asculte. Deci, mă, ce e asta? Ce abilitate e asta? E foarte greu să asculți, să auzi. Deci eu țin cursuri,
și cursuri, dar și prezentări. Alte prezentări și cursuri. La Cluj am reușit să strâng 14 oameni, care 10, care 7, care 5, deci sper să termin lecția de 10. Pentru că așa-s oamenii, cum să spun. Ei vin cu dorința de a primi, mare, și noi părăsim de dorința de a dărui. Și pare exact invers. Și ceva, nu știu, nici noi nu știm exact cum să punem mai bine lucrurile în cuvinte sau în workshop-uri, că am spus, gata, nu mai facem lecții deschise, oricum nu-s mare rezultat, facem ce? Ce o să vă invit să și facem, ca dincolo de teorie, să ai sentimentul ăla. Să ai sentimentul că oare l-am auzit pe celălalt când am vorbit, ce-a vorbit. Oricum, și psihologii spun că limbajul mai mult non-verbal. Da, dansez eu cu mâinile. Că noi transmitem sentimente și prea puține vorbe. Poftiți, poftiți. Și nu prea auzi ce zice ceva. De fapt, noi cam suntem, cam toți suntem cam niște autiști. Dar problema e că noi nu conștientizăm. Deci noi ca suntem ca și o cutie. Și avem un clip mișto de 9 minute care o să-l punem, m-am dat la o pauză. Deci chiar așa, noi suntem ca o cutie închisă. Vine un stimul. Stimulul nu intră în noi niciodată. Noi avem tot timpul o barieră. Fie că se numește retină, timpan, nerv olfativ, papilă gustativă sau... sau ce avem aici, care simțim pipăin. Lovește stimulul. Și noi, prin conexiunile neuronale, creăm realitatea din jurul nostru. Și atunci, noi cumva trebuie să ieșim din pătrățica asta noastră și să nu-i urâm pe toți din jurul nostru și chiar că urâm să aducem la o masă și să încercăm să relaționăm cu ei. Și să facem o supă comună. Cum? Dacă ai și cu cine. Acum, la job, ar fi mai simplu că e, cum se zice, datorie de serviciu să facem un workshop sau să facem ceva. Dar și aici e o problemă, că funcționează bine când vine cineva din afară. Pentru că dacă eu sunt coleg cu tine, ce vii tu pe mine acum să mă înveți cum să fac și cum să stau la o masă și eu cum să nu-l aud pe celălalt, că l-auzi tot timpul mai bine, l-o și auzi că așa multe prostii spune. Și trebuie o autoritate independentă. Așa suntem noi în cavase și spune, fă-ți un profesor și cumpără-ți un prieten. Adică fă-ți un profesor că îl creditezi pe profesor. Cumpărăți un prieten, îi faci favorul, îți faci favorul și faci o relaționare. Dar trebuie să... Eu niciodată n-am putut să țin în Oradea conferințe de genul ăsta. N-am putut, că e orașul meu și acolo mă știu cu mulți și... Sau la maică-mea sau taică-mea să-i spui despre Cabala. Da, da. Și o asculta maică-mea o înregistrare, că o ascultă și pe asta și zice, domnule, dragul mami, am ascultat, dar nimic n-am înțeles. Deci n-am putin, că nu sunt autoritate pentru ei. Ei sunt autoritate pentru mine, că m-au făcut și m-au dat viață. Dar la fel și aici. E bună la o masă și încercăm să explicăm chestia asta, că fiecare, psihologic vorbind, suntem ca și un atom, suntem ca și o individualitate. Și noi trebuie să creăm o realitate supra-individuală, un grup. Pentru că toate realități, toate, cum să spun, vasele astea, de la un nivel, să se ridice la un alt nivel. Care e psihologia de grup? Psihologia mulțimilor. Psihologia care mergi pe stadion și tu ești frumos așa și pe mama lor și ei. Psihologia de acolo, din mulțime. De fapt, mulțimea pe noi ne educă și noi suntem niște ființe sociale. Adică, zoon politicon. Zoon politicon ăsta e zoon animal. Politicon vine de la polis, de la cetate. Noi suntem un animal al cetății. Și dacă e un copil mic și lași în pădure, fiară sălbatică. Dacă trece de 7-8 ani, până nu mai vezi să scrie, să meargă în două picioare. Nu e Homo sapiens sapiens. De fapt, e Homo sapiens sapiens, dar de prindere lui și intelectul lui și emoțional lui se blochează. Același copil e luat și pus într-o familie bună, ajunge inginer, medic. Același copil ei îl pui într-o familie săracă, precară, unde e abuzat fizic, emoțional. Deci copilul este și omul este rezultatul mediului în care stă. Nu ne place asta. Nu, eu am liber arbitru, eu aleg ceea ce fac. De ce cea mai mare genie românești sunt din Moldova, care e cea mai săracă zonă? Sunt foamea mult mai tare și trebuie să învețe și trebuie să și depășească condiția. Deci, și aici sunt multe nuanțe. Dar, teoretic, eu zic că putem spune dacă iei un copil și pui într-o... iei 100 de copii și pui 100 de familii sărace, e greu să crezi că de acolo voi ieși 100 de ingineri. Dar 100 de copii a unor 100 de familii bogate care îi plătește facultate, bine, nu-i dai Ferrari la 20 de ani că îți duce
cu Ferrari-ul merge în gard, cu el sau în zid. Deci sunt multe nuanțe. Dar cea mai extremă nuanță e asta. E un copil și îl lași în pădure, i-ai pus capac. Îl pui într-un mediu bun, adică, dacă noi acum am fi într-un mediu în care toți am bea 5-10 beri pe seară și vine unul care nu bea deloc alcool, dar stă cu noi, eu îți garantez că ăla devine și el alcoolic ca și noi. Deci sunt studii în care, sunt studii 5 din experiment și le se pun 3 bețișoare. Sau 4. Și 5 din experiment, 4 de experimentatorului, unul singur pe unul se face experimentul. Și 4 spun, cel mai mare bețișor e ăsta. Și ăla unul, poate prima dată zice nu. Dar după aia se simte jenat și sunt clipuri multe care spun, da, cel mai mare e ăsta. Nivel de apartenență. Da, da. De acceptare. Și atunci noi ne dăm după mediu în care suntem. Și atunci, cabalăștii spun, hai să creăm un mediu, un grup de studiu, cu cine? Cu Israel. Cine e Israel? Noi. Care avem dorința de spiritualitate. Nu, celelalte dorințe materialiste. Adică le avem și ele materialiste. Nu e o problemă. Eu vreau și eu un Mercedes la un moment dat, ultimul Regnet. Vreau să fiu politician. Nu e o problemă. Problema e ce faci fiind acolo. Care e intenția ta? Cuțitul e arma crimei sau e bisturiu? Intenția cu care vrei să faci un lucru. Dar noi ar trebui să ne cultivăm, să ne punem noi sămânța. Deci aici e ca și cum eu sunt Daniel Meze, sunt o sămânță. Și o pun într-un mediu unde? Unde este apă, apa se numește Alina. O pun unde este minereu bun, care se numește Laura. O pun unde este soare, care se numește Pavel, da? Pentru că Pavel va zice, băi Daniel, ce faci? Hai mă, să mai vedem ce cu spiritualitatea, hai să facem o conferință, hai să hai la Timișoara să facem o treabă. Oamenii care îți dau dorința asta, că Pavel poate să zică, bă, hai bă, să bem o bere, să ne îmbătăm, să ne drogăm și să ne cultivăm dorințele alea. Eu pot să am aleg să stau lângă Pavel, care mă duce să beau, să mă droghez, sau mă pot cultiva lângă Adi, care zice, Doamne, Daniel, hai să studiem, hai să învățăm, hai să fim eruditi, hai să ne depășim condiția, hai să devenim dăruitori. Deci, lângă cine stau eu? Da. Și el mă cultivă pe mine, el îmi dă dorințe lui, mă contaminează. Și atunci, ca vreți să spun, hai să ne unim așa într-un cerc din ăsta, unde fiecare individ își propune să-l iubească pe celălalt. Și